Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. Criminalul Vladimir Putin nu se oprește și continuă războiul în Ucraina fără să-i pese că provoacă un adevărat genocid față de un popor pe care îl consideră frățesc. Între timp, comunitatea internațională, Occidentul în special, continuă să ofere sprijinul necesar Ucrainei, iar paralel aplică sancțiuni dureroase Federației Ruse, cea care a declanșat acel război sângeros în statul vecin Republicii Moldova, Ucraina. Iar Republica Moldova, ieri mai exact președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, urmând exemplul Georgiei și a Ucrainei, a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Despre toate astea discutăm în această seară împreună cu fostul ministru al apărării de la Chișinău, Viorel Cibotaru. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! În platoul TVR Moldova este prezent și Sergiu Tofilat, expert comunitatea Watchdog. Bună seara! Bună seara! Iar prin Skype de la București discutăm cu Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale. Bună seara! Bună seara! Domnilor, doamnă Grămadă, propun să începem discuția cu știrea care a fost primită cu mult entuziasm și bucurie pe acest fundal sobru, din păcate. Cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, document pe care ieri în fața tuturor, prin intermediul presei, l-a semnat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Pentru început, domnule Cibotaru, aș vrea să vă întreb ce reprezintă acest pas pe care unii îl consideră important și de mult așteptat pentru Republica Moldova, pe de o parte, iar pe de altă parte, ce avantaje oferă statului nostru pe acest fundal de securitate, pe acest fundal al crizei de securitate majoră? Cred că este știrea cea mai bună, cea mai pozitivă din toată această perioadă, pentru că, într-adevăr, ea înseamnă absolut foarte multe lucruri pe toate palierele. Dacă să luăm din punctul de vedere simbolic, în sfârșit a apărut o idee care poate să unifice societatea noastră, în primul rând, care poate să dea o speranță reală, practică, de schimbare a vieții și nu numai deci ca un vis sau ca un dezirat, dar și cu un plan pragmatic. Deci, practic, ceea ce își doreau cetățenii Republicii Moldova când au votat la ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare. Doi, este un suport pe care Republica Moldova până acum nu l-a avut, sau l-a avut, dar nu l-a folosit așa cum se cuvenea, dacă ne amintim de acel peste un miliard de euro care au fost oferit de asistență Republicii Moldova pentru reforme și care a fost discreditat în mare parte de elitele politice. Dar acum noi intrăm în altă fază, sper foarte mult cât mai repede, în faza negocierilor pe capitole de aderare, în faza ajustării întregului sistem Republica Moldova la criteriile de la Copenhaga și la criteriile unui stat membru al Uniunii Europene. Deci discuțiile acestea au intrat în faza practică și pentru mine mai puțin contează termenii, când va fi. Eu mi-aș dori extrem de mult un fel de fast track, un fel de proceduri simplificate și fortificate, pentru că situația tot mai mult și mai mult se apropie de acea limită în care, dacă nu se vor lua niște decizii istorice care au permis la timpul său să se depășească toate grozăviile celui de-al doilea război mondial, s-au creat mai multe mecanisme internaționale, începând de la lucruri fundamentale, cum ar fi valori și principii și instrumente legale, cum ar fi tratatul Alianței Nord-Atlantice, Uniunii Europeană, Organizație pentru Securitate și Cooperare în Europa. Tot așa, astăzi se apropie momentul când pentru a opri o catastrofă globală, pentru că noi vedem a răsunat al doilea semnal după apropierea de către zona de combat, zona de conflict a armelor nucleare. Sunt mai multe informații cu privire la rachetele Iskander care au apărut în Belarus cu focoase nucleare și vedem situația care s-a creat la în jurul a cel puțin două stații atomice din Ucraina, Cernobâl și Zaporojă, care prima a fost de acum capturată de către insurgenții ruși, a doua a fost supusă unui atac foarte
foarte periculos. Și toate aceste lucruri iarăși au reînviat acele dezbateri anilor 60, 70, 50 cu privire la cu privire la acea limită pe care omenirea nu poate să o treacă. Un război mondial nuclear. Și ce, pentru a evita aceasta sunt necesare foarte multe decizii curajoase, neobișnuite, care iese din standard, iese din zona de confort, iese din, dintr-un anumit, eu știu, dintr-o obișnuință. De ce eu m-aș aștepta, pentru că Republica Moldova intră în această zonă de pericol, dar și totodată de necesitate de a securiza, Republica Moldova, mai mult sau mai puțin, este pregătită pentru niște decizii politice, în primul rând, care vor urma tehnice, fără doar și poate. Să ne aducem aminte de Cipru, să ne aducem aminte de Malta, să ne aducem aminte de Albania, de, eu știu, Serbia, Montenegru, care departe erau de toate criteriile, vreau zic, dar necesitatea politică, necesitatea geoeconomică, geoistorică, a făcut ca aceste țări să fie în mod forțat, adică nu forțat, în mod expres, grădit, pregătite, ajustate, asistate pentru ca să intre în această familie a țărilor europene dezvoltate. E cazul și Republicii Moldova, e cazul și Ucraina, e cazul și Georgiei. Domnule Tofilat, e o decizie chibzuită, necesară a autorităților Republicii Moldova, semnarea acestei cereri de aderare la Uniunea Europeană? Eu cred că este mai degrabă un mesaj de speranță și de susținere din partea autorităților de Uniunii Europene, statelor comunitare, pentru a motiva cetățenii din Ucraina, din Moldova, din Georgia să aspire la un viitor mai bun. Și deci, până la accedere în Uniunea Europeană este totuși o cale lungă de parcurs. Și dar nu e imposibilă. Evident. Deci da, asta e în primul rând o motivație în plus. Să ne mișcăm cu pași mai rapizi, avem de implementat legislație europeană, standarde pe diferite domenii, avem de consolidat instituțiile de stat care să activeze în primul rând în interesul cetățenilor și să respecte legislația. Evident, vom beneficia și de susținere financiară, vom avea acces la fonduri europene. În același timp, vom avea și obligații să instituim aici supremație legii, să facem reforma justiției, deci să creăm, practic, unele instituții să le creăm de la zero, practic. Da? Pentru că noi am văzut cum a funcționat justiția în ultimii 10-15 ani, a fost una servilă. Respectiv, este, în primul rând, este foarte mult de lucru. Dar este importantă motivația. Da? Evident, vom avea acces și la o piață de desfacere, practic. Noi vedem că deja peste 60% din exporturile noastre sunt orientate spre vest, spre Uniunea Europeană și, în special, spre România. Și da, este un lucru binevenit. Doamnă Grămadă, la Chișinău, spuneam, în mare parte societatea a primit cu entuziasm această veste, semnarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, în mare parte și clasa politică, cu mici excepții. De exemplu, astăzi am văzut, s-au arătat foarte deranjați de semnarea acestei cereri, deranjați au arătat socialiștii, pe de o parte, pe de altă parte am mai văzut și niște semnale de la Comrat, dar și cei de la Tiraspol s-au arătat într-un fel deranjați de faptul că autoritățile de la Chișinău au decis să depună să semneze această cerere de aderare. Vedeți cumva o coordonare de mesaje, de acțiuni? Nu vă auzim? Microfonul. Sunetul trebuie inclus. Revenim. Conectați microfonul, probabil la dumneavoastră e deconectat microfonul. Acum auziți? Da. Ok. Aveți în vedere o coordonare a mesajelor de la Tiraspol și a socialiștii de la Chișinău cu Moscova. Exact.
Eu cred că este evident acest lucru și că ei nu puteau să aibă o altă poziție pentru că practic au rămas fără căi de acces în afară, mai ales dacă luăm în calcul comportamentul pe care l-au avut și încercarea lor de a minimiza potențialul Republicii Moldova de a avea acele punți de legătură cu Occidentul și aici vorbim în mod prioritar de Uniunea Europeană. Au tăiat foarte multe punți, au distrus foarte multe punți, au distrus foarte multe proiecte care puteau să fie implementate, ori le-au amânat pe un termen nedeterminat și s-au bazat exclusiv pe o cooperare pe care o puteau avea la nivel bilateral cu Federația Rusă. Acum Federația Rusă este izolată și ei se văd și ei încolțiți și își văd încolțite și acele interese patrimoniale sau financiare pe care le-au tot dezvoltat de-a lungul timpului cu Moscova. Opțiunile lor sunt destul de puține și nu cred că le rămâne altceva decât să se adapteze noilor realități, pentru că, așa cum a spus-o și domnul Dodon, contextul geopolitic s-a schimbat și Republica Moldova trebuie să își prioritizeze propriile interese naționale. Iar aceste interese naționale sunt introduse în documentele oficiale ale țării și un alt fel de comportament din partea autorităților guvernamentale de acum, de la Chișinău, eu nu aș fi așteptat decât să identifice, să dezvolte, să doteze cu diferite instrumente, cu diferite decizii, acele mecanisme pe care le are la dispoziție pentru a acționa în interesul cetățenilor Republicii Moldova, care sunt destul de vulnerabili la evenimentele care se întâmplă în regiune. Dar ce semnale au transmis prin vizitele lor la Chișinău înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, comisarul european pentru negocieri și extindere, domnul Varhei? Mâine, poi mâine, la Chișinău este așteptat secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken. Ce semnale, ce mesaje transmit prin prezența lor fizică aici, la Chișinău, iarăși pe fundalul acestui război pe care Federația Rusă îl duce în Ucraina? Eu cred că sunt transmise două mesaje principale. Unul, că Republica Moldova se poate baza pe parteneriatul pe care l-a construit cu actorii din Occident și aici vorbim iarăși despre Uniunea Europeană și vorbim despre o îmbunătățire a dialogului strategic cu Statele Unite ale Americii sau alte instituții europene și că această susținere va fi una consecventă, vor fi identificate resurse financiare suficiente pentru ca Republica Moldova să facă față acestor provocări cu care se confruntă. Și al doilea mesaj pe care îl transmit aceste oficialități înalte din afara statului este că este apreciat foarte mult comportamentul Republicii Moldova în cazul acestei crize, modul în care a primit refugiații, modul în care a gestionat anumite fluxuri de persoane, modul în care a mobilizat resurse interne, pentru că iarăși este important să menționăm că Republica Moldova este o țară care are suficient de multe probleme sociale-economice, dar a reușit să gestioneze această criză de securitate civilă într-un mod exemplar și a devenit practic la un moment dat, chiar în primele zile, a devenit un model pentru România. Era dată de către societatea civilă, drept exemplu, pentru autoritățile române. S-a mobilizat și din punct de vedere al comunicării strategice, chiar dacă în prima zi au mai existat anumite deficiențe în acest sens, dar ulterior, eu cred că s-a mobilizat exemplar și acest comportament este apreciat și acest comportament este susținut din afară. Iată de ce cred că prezența acestor oficiali de rang înalt din Statele Unite sau din instituții ale Uniunii Europene trebuie să vină ca și o confirmare a faptului că se întâmplă lucruri bune în Republica Moldova, chiar și atunci când țara este supusă unor provocări cu care nu a mai avut de a face anterior.
Domnule Cibotaru, în afară faptului că aceste vizite, așa cum spunea doamna Grămadă, vin să confirme faptul că în Republica Moldova se întâmplă și lucruri bune, de exemplu, vizita domnului Blinken, secretarul de stat american, vine să transmită și un mesaj în contextul acestei crize de securitate, că Republica Moldova nu trebuie să-și facă mare griji, că el adăpost sigur? Fără doar și poate, și vizita unui demnitar de nivelul secretarului de stat al Statelor Unite, Blinken, vine în baza acelui dialog de securitate dezvoltat cu Statele Unite și sigur că este unul din cele mai importante mesaje pe care este transmis tuturor actorilor din regiune. În primul rând, vine să confirme faptul că Republica Moldova are o abordare pe cât de prudentă, pe atât de constructivă în acest răstimp își construiește propria securitate, în primul rând, bazându-se pe acest concept al neutralității, care în momentul de față este o expresie, într-un fel sau altul, a unei siguranță a Republicii Moldova că nu va fi atrasă, nu va fi aruncată, nu va fi împinsă în acest conflict. Și eu pot să fac o paralelă între acel suport care l-am primit în 2014-2015, exact în perioada când am fost ministru apărării, semnalele și prezența și asistența din partea Statelor Unite a fost extrem de consistente și a fost hotărătoare în a lichida orice tentativă din stânga Nistrului sau din altă parte de a provoca Republica Moldova la acel moment. Atât sub aspect militar, cât și sub aspect de securitate, dacă ne referim la securitate ca un fenomen multiplu. Și eu cred că această vizită poate fi privită în același context, pentru că situația din Ucraina rămâne a fi foarte complicată, complexă, practic soarta nu doar a Ucrainei sau Republicii Moldova sau a altor țări limitrofe, dar soarta în general a ordinii mondiale, deci supremației regulilor și dreptului internațional este rezolvată acum în câmpul de luptă din Ucraina. Și de aceea trebuie să privim inclusiv și ca importanța documentării în teren, ca și oaspeții înalți din Uniunea Europeană, sper foarte mult să fie apreciat efortul pe care îl face Republica Moldova, printre altele, unul absolut exemplar de gestionare a problemei refugiaților, de gestionare a altor probleme, cele economice, cele care țin de livrare a tuturor mărfurilor, serviciilor necesare cetățenilor, pentru că, credeți-mă, foarte multe țări, chiar și din regiune, în alte crize, în alte conflicte, mai mult sau mai puțin similare, nu totdeauna reușeau să-și facă față. Deci este foarte important această reputație pe care astăzi Republica Moldova o câștigă. Deci nu am văzut, să spunem așa, carențe care ar putea fi astăzi o problemă pentru guvernarea de la Chișinău sau pentru societatea în general. Eu aici nu aș fi vrut, subliniez încă o dată, este important ca să fie o unitate de mesaje care sunt transmise din clasa politică, trebuie să fie luate în calcul și toate prevederile legale și internaționale ce țin de situațiile excepționale, pentru că nu doar în Republica Moldova a fost introdus acest regim care limitează foarte mult posibilitățile cetățenilor de a călători, de a avea un trai liniștit, calm și așa mai departe. Deci lumea trebuie să înțeleagă aceste lucruri și fără o atitudine adecvată a clasei politice, lucrurile astea poate să fie mult mai rău. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că guvernarea acționează calm, ferm, acolo unde este nevoie,
dacă mă refer la măsurile luate pentru a limita impactul toxic al unor mass media din Federația Rusă, mă refer și la acele măsuri prudente de folosire a forțelor armate în gestionarea crizei, dar și în rapiditatea și eficiența măsurilor în antrenarea întregului arsenal al Ministerului de Interne, Departamentului pentru Situații Excepționale, Serviciul de Informație și Securitate și, în ultima rând, a Poliției de Frontieră. Sunt exemple foarte bune care trebuie menționate și evaluate la justa măsură și trebuie să fie puse în ceea ce noi numim lecțiile însușite, pentru a crea niște instituții care să se ridice la nivelul criteriilor unui stat membru al Uniunii Europene. Da, iată, pe fundalul acestei probleme, pe fundalul acestei crize a refugiaților, domnule Tofilat, din păcate în spațiul public, în special pe rețelele sociale, vedem un lucru foarte îngrijorător. Și aici mă refer la faptul că unele mici incidente izolate sunt generalizate. Cineva încearcă cu tot din adinsul să provoace ură. Ură între cetățenii Republicii Moldova și refugiații din Ucraina. E o campanie bine pusă la punct? Cine ar coordona-o? Ce interese ar urmări arhitectul acestei campanii, dacă este o campanie? Tot asta se încadrează foarte bine în agenda Moscovei, a Kremlinului de destabilizare. În special, asta s-a activizat după alegerile parlamentare din iulie anul trecut. Evident că administrația de la Kremlin permanent are un interes aici de a menține Republica Moldova în sfera sa de influență. Și ei, evident, sunt deranjați de faptul că noua guvernare nu împărtășește o viziune prorusă, nu este un vasal obedient care ascultă cu strictețe indicațiile care vin de la Moscova și totuși vrea să aibă o independență, să fie o țară care nu depinde, care singură își decide soarta. Noi am văzut foarte accentuat poziția Moscovei și a Kremlinului în ceea ce ține de criza din sectorul energetic. Deci sunt clar acțiuni de subminare a încrederii în acest guvern și de destabilizare situației. Respectiv, aceste narrative care sunt propagate pe rețelele sociale, ele sunt în mare parte inventate de agenți de influență a Kremlinului, așa numitele conservele ale Kremlinului, care sunt destul de mulți aici. Și evident, asemenea narrative joacă pe emoțiile oamenilor care sunt expuși propagandei ruse, care spre regret se lasă manipulați și încearcă să generalizeze. Într-adevăr, scopul unor asemenea mesaje este ca dintr-un incident separat să facă o generalizare, să spună că toți sunt la fel. Nu, să nu ne lăsăm manipulați. Evident, în orice societate sunt și oameni de treabă, sunt și oameni mai puțin bine intenționați, dar cert este că trebuie să fim atenți, să ne informăm bine și să nu ne lăsăm expuși la aceste tentative de a manipula. Doamnă Grămadă, dumneavoastră, cum credeți? Cine și ce scop urmărește prin promovarea unor asemenea mesaje de ură, de învrăjbire în cazul refugiaților ucraineni care se află pe teritoriul Republicii Moldova? Eu cred că, în primul rând, este o încercare de a submina toate eforturile autorităților, dar și ale societății civile, de a veni în ajutor și de a consolida acea solidaritate care s-a format. Nu convine foarte mai multor actori politici din Republica Moldova ca pe fondul acestei crize și modul în care ea este gestionată să crească din nou popularitatea actualei guvernări. Mai ales că în curând vom avea și alte tipuri de alegeri, nu neapărat parlamentare sau prezidențiale. Întotdeauna este o luptă electorală. În al doilea rând, se
micșorează resursele acelor actori în condițiile în care Federația Rusă se confruntă din ce în ce mai mult cu această criză economică, adică acel cerc de sancțiuni care a fost aplicat economiei ruse și au fost denunțate mai multe mari contracte financiare sau parteneriate financiare cu această țară. Și evident că resursele scad, iar dacă scad la Moscova aceste resurse, ea nu va putea să susțină actori din exterior. De aceea, pentru cei care încearcă să ne convingă de faptul că nu este momentul oportun ca Republica Moldova să înainteze o cerere de aderare la Uniunea Europeană sau nu este momentul oportun ca Republica Moldova să arate că poate să facă aceste lucruri, că poate să gestioneze, că poate să identifice resurse, că poate să contribuie la minimizarea impactului crizei, evident că ei vor acționa și vor apărea în spațiu public. Și poate acesta este momentul oportun pentru a identifica și pentru a le limita accesul la tot felul de resurse, inclusiv informaționale, pentru că este foarte important ceea ce a spus și Sergiu, dar și domnul Cibotaru, că există foarte multe lucruri sau tendințe la care trebuie să fim atenți, pentru că dacă nu suntem atenți și dacă nu reacționăm inclusiv noi prin ceea ce facem, nu vom avea sorți de izbândă, nu neapărat în a gestiona afacerile interne ale țării, dar nu vom avea sorți de izbândă nici în promovarea acelui parcurs european care este atât de necesar Republicii Moldova, pentru că nu statutul de țară membră într-un final este motivul pentru care se depun aceste eforturi, ci mai degrabă acele realități europene, economice, sociale, de care ar putea să beneficieze cetățenii Republicii Moldova. Iar asta vine la pachet cu niște reguli foarte clare, cu proceduri foarte clare, cu standarde, cu respectarea unor norme și a unor proceduri, care are drept rezultat final nu altceva decât întărirea capacității statului de a reacționa și de a își pune la protecție proprii săi cetățeni. Într-un final, creăm acea reziliență internă, identificând acele potențiale surse de amenințare și externă și internă, dar care pot să saboteze acele eforturi pe care Republica Moldova le-a depus până în prezent. Da, în continuare vă propun să urmărim un scurt reportaj cu mărturiile cetățenilor ucraineni care sunt în Ucraina și continuă să înfrunte acele orori comise de armata rusă, să trăiască în fiecare zi cu frica bombardamentelor. Urmărim, după care revenim. Pavel Vislohuzov este originar din Lugansk și din cauza războiului început de separatiștii proruși în 2014 a fugit în Kiev. Acum a ajuns să fie din nou atacat de ruși, cei care i-au spulberat speranțele și liniștea. Tânărul mărturisește că atacurile de acum sunt un adevărat genocid asupra cetățenilor ucraineni. Для них нет разницы взорвать детский сад или взять в заложники роддом. Сейчас многие мамы вынуждены рожать детей просто в бомбоубежищах или подвалах, где им не могут помочь профессиональные медики. Оккупанты пытаются нанести урон по инфраструктуре городов, electrostanții. Atacurile nu încetează, iar asta îi ține pe oameni în tensiune. Fiecare zi este o nouă provocare. Mulți au trezit prinși în capcana războiului în propriile locuințe. Снова в Киеве были попытки взорвать административное здание Киева. Ракеты пролетели над моим домом. Я это слышал, я это ощущал на себе и понимал, что через 1-2 секунды прозвучит в Киеве где-то взрыв. Так и сложилось. 3 взрыва. Pavel spune că mulți prieteni de-ai lui din Rusia se tem să vorbească despre războiul din Ucraina. У меня много друзей, которые живут в Москве и в Питере, они просто молчат, они боятся, потому что в России сейчас открывают криминальные дела. Если ты поддерживаешь украинцев, россияне оказались слабыми, они запуганы,
Bogdana Gavronskaya locuiește în orașul Bucea, o zonă atacată masiv de militarii ruși. Din cauza exploziilor, a fost nevoită să meargă pe jos la prieteni în orașul din apropiere, în Irpeni. Noi încercăm să ne включать. Ne încercăm să ne включать свет, чтобы самолёты не смогли видеть наши дома и стрелять по ним. Femeia spune că în magazine nu mai sunt produse alimentare, de aceea sunt nevoit să facă economii. Nimeni nu încearcă să fugă din oraș, întrucât peste tot sunt unități militare rusești, iar pericolul este prea mare. В соседнем дворе, через дом от нас, с самолёта сбросили ракету. Одну квартиру полностью разворотила. Сейчас у нас пока что есть запасы, но мы очень сильно экономим еду, потому что мы не знаем, когда закончится эта облога. Мы практически сейчас в осаде. Am revenit. Mie și până astăzi nu-mi vine să cred că aceste imagini apocaliptice pe care le vedem în fiecare zi din Ucraina sunt realitate, pentru că e inimaginabil pentru un om cu mintea limpede ca în secolul 21 să se întâmple asemenea orori. Pe de altă parte, sunt profund impresionat de rezistența poporului ucrainean. În continuare vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră comportamentul armatei ruse, domnule Cibotaru, iată, în raport cu civilii, pentru că, din câte înțeleg, rușii nu respectă nicio regulă, pentru că și războiul are o regulă, în primul rând atunci când vine vorba de civili. Și o altă întrebare ar fi dacă până astăzi, datorită rezistenței de care dă dovadă poporul ucrainean, armata rusă a reușit să-și atingă vreun obiectiv militar? Federația Rusă, ca și Republica Moldova și ca și multe state europene și din lume, este parte la mai multe tratate, la mai multe convenții semnate în Geneva, în Haga, în alte locuri care țin atât de așa numite reguli ale războiului, cu privire la interzicerea a mai multor arme sau mai multor tipuri de arme, și care mai mult sau mai puțin au încercat să se reglementeze aceste cazuri de conflicte militare, inclusiv și de așa numitul drept umanitar, cu privire la atitudinea a părților beligerante, combatante, vis-a-vis de populație civilă, vis-a-vis de prizonieri, vis-a-vis de răniți și căzuți. Deci toate aceste lucruri sunt detaliate în legislația internațională și niciuna din aceste convenții nu a rămas nu este respectată, de Federația Rusă. Fie că vorbim de folosirea unui armament interzis prin aceste convenții, cum ar fi bombe de casetă, cum ar fi bombe termopanice sau cum ar fi utilizarea lansatoarelor de rachete în cartiere civile. Am văzut această practică în toate localitățile, mai ales în Kiev, în Harkov, doar într-un bloc de locuit Herson. Ieri bombardat, exact, în Cernicu. Deci, lucrul acesta trebuie să fie menționat și sper foarte mult ca el să fie bază probatorie pentru acel dosar internațional intentat de Curtea de la Haga. Și procurorul din Haga, de acum se află misiunea aceasta a procurorului desemnat pentru acest caz, se află de acum în Ucraina. Și da, comisia a fost agreată, cea care se va ocupa de documentarea crimelor de război. Eu vreau să mă refer încă și la câteva elemente. Dacă m-ați întrebat cum evaluez eu acțiunile Armatei Federației Ruse, în primul rând, pur și simplu uimește câteva lucruri la care practic nimeni din experți nu s-a așteptat, ca armata Federației Ruse să fie atât de slab dotată, pe lângă armament tehnologic nou, cum ar fi avioanele, cum ar fi anumite lansatoare de rachete sau mijloace antiaeriene. Există tehnică foarte veche, tehnică care practic de mult trebuia să fie scoasă din uz și folosință, care de fapt se transformă în sicrii pentru militari absolut nepregătiți.
nici din punctul de vedere al pregătirii militare, nici din punctul de vedere al pregătirii psihologice. Noi vedem masiv cum prizonierii vorbesc absolut sincer că, că nu au fost pregătiți nici psihologic pentru astfel de operațiuni. Practic, toți vorbesc că ei au fost transformați în carne de tun. Și lucrul acesta pur și simplu uimește și arată prăpastia în care se află astăzi elitele din Federația Rusă care conduc acest război. Și pe de altă parte, desigur că vedem finalitatea și efectul acelor reforme a sectorului de apărare și securitate în Ucraina, demarat în 2014, care a durat până acum. Vedem precizia și vedem un spirit absolut nemaipomenit a ucrainenilor, care, eu aș menționa un lucru, pentru că el contează foarte mult, inclusiv în ultimele două incidente de lângă noi. Că armata ucraineană, am impresia că de multe ori, dar mai ales și detașamentele apărării teritoriale sau a gărzii naționale a Ucrainei, foarte bine acționează într-un mod autonom. Deci nu ai impresia că ei sunt, așteaptă niște ordine sau așteaptă niște dispoziții de angajare. Da, există o coordonare foarte bună și totodată există o înțelegere a manevrei începând de la un ostaș, începând de la un voluntar și terminând cu subunități militare. Apropo, noi ați observat că noi nu prea am observat acțiunile armatei ucrainene. Vedem doar efectele. Deci asta vorbește de o precizie și de un profesionalism și de o capabilitate de a acționa strict împotriva agresorului. Deci este un lucru foarte important în ceea ce noi toți ne dorim, dar noi ne dorim o victorie absolută. Deci noi nu cred că da, sigur că toți se așteaptă la oprirea în orice moment al acestor grozăvii. Spre regret vedem că Federația Rusă continuă acel plan pe care îl are în cap Putin și vedem că el nu își atinge scopurile și probabil încă câteva zile noi ar trebui să ne așteptăm la continuarea acestor lupte. Dar totodată vedem că poporul ucrainean nu poate fi învins. Deci asta este un lucru extrem de mare. Mai ales, iată, vorbeau colegii aici de platou, de tot felul de troli politici sau cumpărați sau conserve sau de alte lucruri. Ei trebuie să conștientizeze lucrul, că este ultimele zvâcniri ale lor din acest context. Pentru că ultimele zvâcniri ale regimului Putin. Ceea ce s-a întâmplat. Eu am participat chiar astăzi la 4 platforme cu participarea inclusiv și a colegilor din Federația Rusă. Dacă vorbim, iată, numai ce am terminat ședința bordului de director a Institutului European de Asociații Școlilor Politice din Europa și toți colegii noștri spuneau că inevitabil Rusia se va trezi. Este societatea rusă. Că în ce s-a transformat poporul rus și modul în care el a fost tâmpit nu poate rămâne fără o reacție. Nu pur și simplu reacție, dar fără o refacere a întregii mentalități a acestui popor. Și sigur că spuneau ei, Putin și-a făcut tot, deci era în competiție cine este mai mare monstru, Stalin sau Lenin sau alți lideri, și el invariabil a câștigat acest capitol. Deci sfârșitul este absolut clar. Un astfel de regim nu poate supraviețui, nu are dreptul să supraviețuiască și eu cred că acele măsuri care astăzi vedem prin această atitudine nouă, nu cred că va exista o întoarcere la business as usual, la lucrurile de obicei. Eu cred că războiul acesta nu se va opri, adică cum războiul? Deci reziliența față de acest regim nu se va opri odată cu încetarea focului și odată cu negocierile de pace. Ele vor fi inevitabil. Până la urmă, orice război are un sfârșit și vreau cât mai repede acest război sigur că se sfârșească, pentru că de fapt tot ce a avut armata Federației Rusă mai bună de acum este arsă, zdrobită. Peste 10.000 de ostași au căzut
pe câmpurile de luptă, ceea ce este o cifră enormă. Deci dacă în Afganistan în 10 ani au murit 15.000 de soldați, iată că acum în primele 7 zile, într-o săptămână, au murit de acum 10.000 de soldați și cu cât mai mult va mai trimite trupe suplimentare, există și informații de acest fel, cu atât mai mult, cu atât mai grea va fi pedeapsa pentru clasa politică din Federația Rusă, cu atât mai mult vor fi mari costurile pentru întreg poporul rus. Lucrurile acestea trebuie să-l conștientizeze absolut toți și toți fanii lui Putin de Republica Moldova care încă nu s-au ascuns. Da, o bună precizare, o bună remarcă. În privința costurilor, domnule Tofilat, ce costuri vor plăti cetățenii Federației Ruse? Sancțiunile își fac deja efectele sau aceste efecte ale sancțiunilor aplicate de către Occident vor fi resimțite dureros un pic mai târziu? Putin e pe calea cea dreaptă, cu ghilimele de rigoare, transformă Rusia într-o nouă Coreie de Nord? Va înfometa societatea rusă? Da, anume așa și se întâmplă. Practic, Rusia se întoarce nu că în perioada URSS-ului, dar într-o situație încă mult mai proastă. Unele efecte deja se simt. Cursul de schimb a dolarului practic s-a dublat. În casele de schimb valutar, cursul săptămâna asta era de la 120 la aproape 200 de ruble pentru dolar, când săptămâna trecută era 86. Asta a creat o panică în societate. Oamenii au început să meargă la bănci, să-și scoată toți banii în ruble și să-i convertească în valută. Deci a creat un deficit enorm de valută. Banca Centrală Rusă nu poate interveni în piață din simplu motiv că toate activele, toți banii care Putin cu grijă i-a strâns ani de zile la Banca Centrală, au fost blocați. Deci nici euro, nici dolar Banca Centrală Rusă nu are. Ei au fost nevoiți să recurgă la măsuri foarte drastice, să interzică cetățenilor ruși să-și alimenteze conturile valutare peste hotare, să-i oblige pe toți agenții economici să vândă, cei care exportă și primesc deci, valută, dolar sau euro, 80% din aceste încasări să le vândă. Da? Practic, agentul economic este pus într-o situație foarte de risc. Tu azi vinzi valuta aceea, dar mâine cursul se va crește și tu, practic, îți asumi pierderile. Nu și le asumă Banca Centrală, dar agenții economici. Deci, în prima etapă, vedem creșterea cursului, o panică în rândul deponenților. Practic, în câteva zile, băncile au pierdut toate lichiditățile. Vorbim de 15-20% din banii pe care băncile operează. Asta e foarte mult. Asta înseamnă următoarele. În primul rând, asistăm la niște scumpiri 20-30-40%, practic la toate produsele. În afară de asta, băncile în foarte scurt timp, unele vor intra, majoritatea putem spune, vor intra în incapacitate de plată și vor trebui lichidate. Ceea ce mai prezintă interes va fi transferat la alte bănci, în rest, mulți oameni pur și simplu își vor pierde bani. În afară de asta, foarte dur a fost lovită industria automobilistică și aviația, în primul rând. Vedem că, practic, toți producătorii de automobile, fie și-au oprit totalmente activitatea, cu unii aveau și fabrici de automobile în Rusia, și-au încetat orice export de mașini în piața rusă. Inclusiv orice export de piese necesare pentru asta și faza, pentru că Rusiei s-a interzis accesul la microchipuri și la tehnologii mai dezvoltate și asta, practic, stopează producția de orice tehnică electronică, automobile, avioane, corăbii, deci practic vom asista la închiderea sute de fabrici și sute de mii sau poate chiar milioane de oameni disponibilizați. În același timp scad veniturile la bugetul Federației Rusie, cam vreo 10% ține de exportul gazului și vreo 40% de exportul de petrol. Petrolul rusesc astăzi nu vrea să-l cumpere practic nimeni. Deci traderii încă nu s-au lămurit ce se întâmplă cu sancțiunile și cum vor fi aplicate și chiar dacă industria petrolieră n-a fost pusă sub sancțiuni, nimeni nu vrea să cumpere petrolul rusesc. Chiar și cu un discount de 10-20 la dolari la baril, ceea ce e nemaipomenit. Sub furnizori ca Iranul. Da. Deci în termen scurt vedem o inflație și în termen mediu, în câteva luni, deci sute de fabrici se vor închide, bănci falimentate,
un deficit în creștere la buget, asta înseamnă că vor începe a apărea rețineri la pensii și la salarii. Cum să iasă din situația asta? Dacă vor recurge la tipărirea rublelor, asta ei se vor crește cu hiperinflație. Da. Se devalorizează rubla și mai mult. În industria de aviație, inginerii strașnic, pentru că majoritatea aeronavelor erau fie de la Airbus, fie de la Boeing. Chiar și aeronavele pe care rușii schinui de ani de zile să le producă, ele au foarte multe componente de import. Deci, practic, în foarte scurt timp, cred că în vreo lună, este foarte incert dacă inginerii vor avea cu ce zbura. Și cel mai probabil că vor recurge la companii de aviații străine care să le deservească rutele interne. Interne, eu nu zic de fapt că oamenii se poată zbura peste hotare. Da, Turcia probabil, India. China. Da, deci situația e foarte proastă. Și asta în termen mediu la ce poate aduce? Da, posibil ca foamea să-i scoată pe oameni în stradă, pentru că vă dați seama, Putin nu o să-și reducă o să folosească resursele statului să acopere prejudiciile pentru oligarhi, pentru cercul lui restrâns de prieteni, pentru același Ramzan Kadyrov din Cecenie. Cecenie în fiecare an primește câte 4-5 miliarde de dolari subvenții de la bugetul rusesc. Altfel, Kadyrov vine peste Putin primul. Așa, putem asista la dezmembrare Rusiei după cum s-a întâmplat cu URSS-ul. Dacă între timp Putin nu va fi înlăturat de la putere. Doamnă Grămadă, are cine îl înlătura pe Vladimir Putin de la putere? Are cineva suficient curaj să facă acest pas necesar și așteptat inclusiv de societatea rusă? Chiar dacă societatea rusă astăzi este un pic adormit, manipulat din cauza propagandei pe care o văd în fiecare zi în televizoarele din Federația Rusă. În ultima perioadă au apărut mai multe opinii, precum că cei din anturajul lui Vladimir Putin nu toți sunt de acord cu aceste decizii pe care le ia, că există câțiva oficiali sfătuitori ai lui Putin care, de fapt, nu ar fi fost de acord nici cu această intervenție militară sau război pe care l-a declanșat Vladimir Putin. Noi am văzut câteva ezitări, inclusiv în Consiliul de Securitate, atunci când a fost acea expunere publică a tuturor oficialilor ruși, pentru că Vladimir Putin a dorit nu altceva să facă decât să împartă responsabilitatea acelei decizii de a recunoaște independența celor două republici. Se mai întâmplă și la alte case mai mari și am văzut acest lucru și la Moscova. Deci una dintre surse ar putea să fie oameni din anturajul său care nu sunt de acord cu pierderile pe care le-au suportat, pentru că nu este suficient să îi chemi și să le promiți că nu vor fi expuși unor riscuri atât de mari financiare și că trebuie să susțină și în continuare aceste decizii pe care le-a luat leadership-ul de la Kremlin. A doua sursă este într-adevăr populația, din motivele pe care le-a exprimat un pic mai devreme Sergiu Tofilat, invitatul dumneavoastră, dar aici aș mai adăuga și problemele recurente ale Federației Ruse din domeniul economic și din domeniul social. Pentru că chiar dacă acum suntem martorii unor proteste, bine, mici, nu atât de mari, pe cât ar trebui să fie în stradă, aceste proteste sunt constante începând cu anul 2018. Au fost acele alegeri locale din Federația Rusă care a scos lumea în stradă la Moscova. Au fost acele proteste din Khabarovsk împotriva demiterii guvernatorului Furgal. Și au fost acele proteste din Khabarovsk au continuat și s-au transformat în proteste antisistem atunci când s-a declanșat criza din Belarus în august 2020. Deci vedem o continuitate, o nemulțumire din partea societății din Federația Rusă în ceea ce privește deciziile pe care le iau autoritățile. Eu o să dau un exemplu, dacă îmi permiteți, anterior, atunci când Vladimir Putin a încercat să elimine o parte din nivelul protestatar din societatea rusă, când au existat anumite probleme în domeniul economic, ei au pus la punct câteva măsuri sociale foarte utile pentru ca acest regim să nu fie tulburat
și să poată să acționeze foarte lejer în afara țării. Evident că aceste politici au fost acceptate de populație care nu avea alte surse de venit și care s-a conformat cu acel sistem sau cu acel regim autoritar pe care l-a impus leadership-ul de la Kremlin. Dar asta nu înseamnă că bugetul de stat poate să susțină și în continuare asemenea măsuri sau asemenea politici sociale, economice. Contractele de livrare a gazelor se vor finaliza în curând, în sensul că s-ar putea ca altele să nu mai fie semnate. Sau, așa cum a spus iarăși domnul Tofilat, s-ar putea ca statele partenere ale Federației Ruse să nu mai accepte să folosească sau să utilizeze în propriile economii naționale acele resurse energetice. Și atunci va fi nevoită Moscova să caute alți parteneri, iar acești parteneri o să gândească de două ori înainte să fie de acord. Iar asta va submina capacitatea statului de a face față nu doar acelor lucruri care se întâmplă pe teatrul de război, adică în Ucraina, dar și acelui nivel protestatar din interiorul țării, care va crește treptat. Chiar dacă acum nu este atât de mare, așa cum am spus un pic mai devreme, în timp aceste proteste ar putea să devină în masă în Federația Rusă. Da, mai avem 3 minute, domnule Cibotaru. Eu nu am nicio îndoială. Poporul ucrainean va rezista, va riposta în continuare și va alunga armata rusă, agresorul rus de pe teritoriul său. Dar, din cauza acestei nesăbuințe a criminalului Vladimir Putin, Rusia, inclusiv din cauza acestor sancțiuni dure aplicate de către Occident, va deveni o țară de mâna a treia? Cu un popor sărac care va reveni în perioada când rafturile magazinelor erau goale, de exemplu, așa cum s-a întâmplat în perioada brejnevistă? Eu m-aș abține de orice pronostic sumbru la care mă direcționați. Eu totuși vreau să am o privire pozitivă față de poporul rus și sper foarte mult să văd în curând explozii pe care le-am văzut în Kazahstan și pe care le-am văzut în Belarusia. Chiar dacă ele erau undeva așteptate, dorite, chiar și admise, ele au fost absolut neașteptate prin amploarea lor și prin sinceritatea acestei nemulțumiri, nu de viața economică sau de buzunar, dar lipsa de democrație, lipsa de dreptate, lipsa de adevăr. În Federația Rusă eu aceasta aștept. Eu nu aștept oamenii să iasă la galodnii bunt, cum am văzut în alte perioade. Eu mă aștept la explozia oamenilor care își doresc democrație. Pentru că foarte bine ați dat exemple acestea. Dacă Putin cumva a găsit o posibilitate iarăși să mângâie această armată de pensionari, de oameni cu o mentalitate împachetată în zomboiași, cum spun ei, toată propaganda, și ei iarăși vor reveni. Deci va fi o redivivă acestui regim, cu sau fără Putin. Dar fără o explozie democratică, fără ca rușii să-și dorească să aibă un stat democratic ca și celelalte state, nu va putea să. Și eu nu m-aș bucura dacă Federația Rusă se va descompune, pentru că descompunerea aceasta iarăși o să ne afecteze pe toți. Eu mă aștept că Federația Rusă să intre în familia statelor civilizate, să-și facă mea culpa. Așa. Și să se întoarcă ca din... Pe făgașul normalității. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnă Grămadă, vă mulțumesc și dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Un sfârșit de săptămână cât mai liniștit. Noi ne revedem deja săptămâna viitoare. Toate bune!